FC Botoșane a ajuns în sferturile Cupei României după ce a trecut și de campioana antitră a legii 1-i, viitorul Constanța. Meciul a fost condimentat cu mult spectacol fotbalistic, iar în cele din urmă botoșenenii s-au impus cu scorul de 3 la 2. De altfel, roși al balbaștri au fost cei care au deschis scorul în minutul 54 prin Chitoșcă. Au fost egalați rapid de Constanțen prin golul marcat de Gavra. Au urmat apoi reușitele lui Roman de la FC Botoșan și Drăguș de la viitorul. Ambele echipe merg bară la bară până aproape de finalul partidei. În cele din urmă, botoșenenii și-au adjudecat victoria prin golul lui Plămadă în minutul 80. Tehnicianul botoșenenilor, dincolo de euforia calificării, spune că acest rezultat obligă. Cu toată modestia noastră trebuie să trei momentul ăsta de bucurie și pe lângă faptul că aceste performanțe, pentru că Până la urmă sunt niște performanțe în Cupa României. Pe lângă faptul că ne aduc bucurie, ne aduc și, și o responsabilitate în plus pentru că ne-am creat un culoar bun. Suntem aproape de o performanță și e datoria noastră să ne luptăm pentru ea. De cealaltă parte, și Gica Hagi, tehnicianul de la viitorul Constanța, a fost mulțumit de partida disputată de puștii săi la Botoșani. Nu de rezultat, dar de modul în care au reușit să joace tinerii echipei. Am făcut un joc foarte bun, cu o echipă foarte, foarte tânără. A fost un test reușit pentru noi, cu toate că am pierdut meciul, dar cred că am câștigat jucători de viitor, jucători importanți care sunt în echipele naționale și care au rotat pe teren cu un adversar din primele cinci din România, care e într-o formă foarte bună, la ea acasă, pe un teren foarte greu, și au arătat că, că pot face față. FC Botoșana a reușit până în prezent în Cupa României să treacă de echipe titrate precum CFR Cluj și Viitorul Constanța. Deocamdată nu se știe când și cu cine va juca în faza următoare a competiției.